De la data de 1 aprilie, centrele de vaccinare vor avea afișat o listă pe care se va regăsi serul cu care oamenii vor fi imunizați, iar de pe 13 aprilie se vor deschide alte 125 de cabinete de vaccinare. De asemenea, se va cunoaște timpul de așteptare pentru orice persoană care se va înscrie pe listă. Medicul Valeriu Gheorghiță a anunțat faptul că de la începutul lunii următoare centrele de vaccinare vor fi dotate cu o listă pe care se va preciza serul administrat, dar și timpul de așteptare al fiecărei persoane. Dacă sunt foarte multe persoane înscrise din etapa a doua de imunizare, există posibilitatea ca timpul să fie mai lung, deoarece sunt preluate cu prioritate persoanele care aparțin etapei anterioare. Ce părere aveți despre faptul că de la data de 1 aprilie centrele de vaccinare vor afișa ce fel de ser se administrează? Mi se pare o idee foarte bună și să sperăm că toată populația se va vaccina și vom scăpa de pandemia asta care a distrus totul și economia și inclusiv psihicul oamenilor. E bine. Mi se pare o măsură luată... E bună, da, și poți să mai repede să te vaccinezi. Să-mi deschide familie, dacă primesc, e mai bine. Capacitatea de vaccinare pentru fiecare centru va fi una mult mai mare, iar din data de 13 aprilie se vor deschide peste 125 de cabinete în toată țara care vor utiliza serul Pfizer. Județele cu cea mai mare rată de incidență vor fi prioritare. Este foarte bine, nu se încurcă lumea. Se duc acolo și s-a vaccinat. Au fost cazuri când s-a vaccinat cu un ser și la al doilea la rapel cu altul. Deci este foarte bine, mi se pare o decizie bună luată. Mehedințenii consideră că această măsură este una foarte potrivită, deoarece persoanele care doresc să se vaccineze vor ști exact serul care urmează să le fie administrat.